Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod Nord în Peștișori. Etalare pentru decembrie și perioada următoare. Au venit mesajele generale. Gândul și nouă de pământ. Gândul a venit și la balanță, dacă nu mă înșel, în aceeași poziție, tot așa a doua carte. O mai fi venit și în altă parte, nu mai știu, astea au fost de curând făcute. Cred că și nouă de monede a fost la altă etalare, dar nu mai știu la care. Vedeți și voi, căutați dacă vreți să vedeți cu ce altfel de zodii vă mai ați putea să mai rezonați. Sau poate aveți acolo planete. În fine, sau aveți de-a face cu oameni în acele zodii. Gândul și nouă de monede. Nouă de monede, în general, reprezintă preîmpărăteasa, o energie în putere, în independență, în spor, în autonomie. Însă, în această superbă carte, care mi-e extrem de dragă, reprezintă, așa simt, o energie vindecătoare. Și alături de gând, cred, sunt convinsă, adică nu că mi se pare, chiar sunt convinsă că unii dintre majoritatea, de fapt, nu unii, încercați de mult timp, din răsputeri, să vă transformați gândurile, să vă mutați gândurile, și ar fi minunat dacă ați face, să vă mutați gândurile de la cele negative la cele pozitive, de la gândurile întunecoase la cele luminoase. Și asta vă va aduce transformare și asta vă va aduce vindecarea, da? Transformare, fluture, vindecare, cupă, vindecarea sufletului, a inimii și veți putea să-i vindecați și pe alții. Pentru unii există această posibilitate să, pentru că nouă de monede reprezintă și o persoană cu o carieră minunată, să puteți, sau poate chiar vă gândiți să faceți o carieră în medicină sau în alte domenii care ajută omenirea, ajută aproapele să se vindece. Aveți această capacitate de vindecare, dar, dragii mei, ca să îi vindecați pe alții, trebuie să vă vindecați voi. La capătul setului de cărți aveți regele de foc. Semn de foc pentru unii mai mult sau mai puțin. Aveți semn de pământ, aveți semn de aer, însă regele de foc, 4 de pământ și 7 de aer. Pentru 5, 5, 5 care de obicei înseamnă argumente. Pentru unii aveți argumente acasă, aveți certuri, discuții acasă sau aveți pe cineva cu marcaj în semn de foc, pământ sau aer. Asta mai puțin mă interesează pe mine pentru că poate să varieze cu cine aveți voi de-a face acasă. Însă, aveți pe cineva acasă cu un ego imens și cu care aveți discuții. Acasă, asta pentru că vă și 10 de monede și 10 de foc. E o situație acasă care pe unii, nu pe toată lumea, vă epuizează. Vă epuizează pentru că trăiți în spatele unor măști sau simțiți gândul, simte. Simțiți că ei au niște măști și asta efectiv vă obosește. Vă obosește să mai stați, să mai sângerați în această situație, relație, în această construcție. E o familie. Ce înseamnă familie? Familia voastră sau familia din care vă trageți sau așa simt familie, situație acasă pentru care vă consumă. Există un personaj care încearcă să se impună, foarte mândru, care are niște dogme și niște reguli destul de dure. Și voi vedeți în spatele măștilor. Eventual, le simțiți durerea, le simțiți complexele, dar trecând peste acest mesaj, voi sunteți chemați să vă găsiți echilibru între masculin și feminin, între capacitatea de a percepe ce e din jur, dar și capacitatea de a acționa înspre binele vostru și a celor apropiați, evident. Masculin și feminin. Aici cred că sunteți voi. Pentru că aici văd că e o transformare, văd cupe, văd concentrare, văd fluturi, concentrare pe emoțiile, stările voastre, gândurile voastre. Ideea este că unii dintre voi vă doriți să fiți independenți, să fiți pe picioarele voastre și trebuie să vă faceți acest curaj, regele de foc înseamnă și curaj, de a deveni independenți, de a ieși din aceste relații karmice care vă dezechilibrează, care vă dezechilibrează și vă consumă unii dintre voi.
Pentru alții, simt că cineva cu marcaj puternic în semn de aer v-a dezamăgit, pentru că s-au purtat măști. Cineva cu marcaj puternic, zic marcaj neapărat zodie, în semn de pământ, este foarte reținut, restrâns în gestică și în comportament și nu puteți avansa suficient din cauza acestui 4. 4 nu merge, da? Trebuie să se alchimizeze, apare albinuță, trebuie să se transforme. Altfel, 4 stă pe loc. Și mai aveți un semn de foc foarte puternic. Aici, iar poate să varieze. Oricum, semnul de foc vă poate învăța foarte multe. Chestiuni care țin de transformare, de ego, de încredere în voi, ego-ul uneia și încrederea, curajul pe care îl vedeți la ei, îl puteți manifesta și voi în viața voastră. În oricine puteți avea, sau în toți oamenii cu care aveți de-a face, sau mai bine de la toți, puteți învăța ceva. Cine poartă măști, să nu purtați măști. Cine este închis și reținut, să nu fiți ca ei, să nu vă crispați și să fiți mai degajați. Cine este puternic și încrezător, să fiți și voi ca ei. Însă, unii dintre voi vă gândiți la cineva cu planete în semn de pământ, cineva care vă poate vindeca în cazul în care nu vă simțiți voi această energie. Dar eu simt foarte mult că simt că peștii pot manifesta această superbă carte dacă reușesc să-și transforme gândurile. Gândiți-vă în primul rând la lucruri pozitive, lucruri care vă cresc și care vă vindecă. Amândouă sunt îmbrăcate în alb. Nu știu unde a fost ceva similar. Tot așa, două personaje îmbrăcate în alb, la o etalare. În fine, la capătul setului de cărți, Regina de Monede, alt semn de pământ. E o situație la distanță. Trei de monede, trei de bâte, poate chiar un triunghi pentru unii. Nu pentru toată lumea. Nu pentru toată lumea, pentru unii. E o situație în care se jonglează între două situații. Poate să fie două relații sau un job și o relație. Drumuri mici, construcție. Însă, trebuie să vă detașați de această situație ca să vă mențineți voi stabilitatea și creativitatea. Energia feminină divină, aceea pământeană, care manifestă lucruri de valoare. Regina de monede, în general, este și cineva cu marcaj în semnul Capricornului, dar detașați-vă pentru că acest personaj ori e niște contracte, ori e căsătorit. În fine, mai vedem ce alte cărți apar. Astea au fost scurte mesaje. Rețineți mesajele generale pe care le vom mai elabora odată pe parcursul etalării. Peștișori, hai, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, peștișori, decembrie 2020. Ia uite, ce ăsta nebun, o luați de la zero, luați-o de la zero. Vedeți în ce direcție, dar îndrăzniți. Nouă de cupe? Interesant. Faetonul. Și nouă de bâte. În trecut v-ați dorit foarte mult să călătoriți către cineva, dar aveți aceste blocaje. Ori un semn de foc vă blochează, fiți atenți, un semn de foc, bine, poate să varieze, dar pentru cei care ați reținut mesajele pe care le-am spus la început, un semn de foc, dacă aveți de-a face cu cineva care are marcaj în semn de foc și are o atitudine negativă, pentru că sunt oameni și oameni, da? Vorbesc de cei care au o atitudine negativă, care vă țin pe loc, vă blochează. Vă blochează în a merge către destinul vostru. Faetonul trebuie să meargă către stea. Și apar niște blocaje. Evident că nu e obligatoriu să fie semn de foc. Poate să fie orice alt semn. Sau pur și simplu blocajele pe care toți le resimțim. Le-am resimțit anul ăsta. 9 de cupe. Ați avut speranța că vă veți găsi destinul, că veți merge către destinul vostru. V-ați gândit foarte mult la această poveste.
poziția voastră predestinată. Însă, la un moment dat au apărut blocajele. 5 de bâte în continuare, conflicte, 8 de bâte, 8 de cupe. Iar nevoia de a călători, amândouă vorbesc despre călătorie. Dar sunt probleme în legătură cu această călătorie și s-ar putea să trebuiască să vă detașați emoțional de acest gând ca să vă vindecați până una alta. 8 de cupe e detașare emoțională pentru mine, în mod special. În mod special. Dar mai vedem. Puterea. Îndrăgostiții, ce frumos. Și 6 de monede. La capătul setului de cărți, 10 de cupe. 10 de cupe, fericire, dar și ideal. Ce frumos! Sunteți între două. Două idei bâte. Trebuie să alegeți. Oricum veți manifesta fericirea voastră sau o familie fericită, ori abundență profesională, pentru că văd că este împărăteasa e urmată de 8 de monede și 4 de monede. Aveți de ales între abundență emoțională, ceea ce reușiți să faceți voi ca împărăteasă, preîmpărăteasă, chiar dacă asta implică vindecarea altora, vă va aduce spor financiar, și a alege fericirea voastră, casa voastră, cu copilaș, cu soț, soție, ce-o fi. Și o alegere destul de grea, pentru că nu e ușor să alegi între a fi împărăteasă sau a fi o gospodină, să zicem, fericită. Împărăteasa reprezintă energia feminină divină, am vorbit de preîmpărăteasă și mai devreme. Implică și sacrificii și muncă, muncă ferute. Și înseamnă și implică și ascultarea intuiției a îngerilor, iar capacități de vindecare. Ce mai simt? Ia să mai vedem ce mai simt. Pentru unii, această împărătesă poate să nu vă reprezinte pe voi, poate să reprezinte cineva cu marcaj semnul lui Venus foarte puternic. Nu obligatoriu Taur sau Balanță, deși e posibil, dar cineva care are un Venus foarte puternic, într-o casă intensă, da? Și acest Venus puternic se manifestă obsedant către bani și stabilitate financiară. Acest personaj nu se poate decide, trebuie să decidă între calea lor, dorința aceea lui Venus. Venus ambițioasă și doritoare de a se bucura de plăcerile lumești. În ce sens lumești? Lumești neapărat senzuale. Ce lumești poate însemna și o mașină faină, o casă bine pusă la punct, hăinuțe frumoase, da? Și aici este, personajul acesta trebuie să judece bine, să se gândească. Dacă manifestă ceva cu voi, pentru că există potențial, dar nu s-a manifestat, văd și niște probleme în trecut, acest personaj, repet, nu s-a hotărât, nu se hotărăște. Doi, trebuie să plănuiască. Această fericire și emoțională, nu doar practică, nu doar financiară, și emoțională, întâlnirea voastră în care vă veți bucura, veți sopăi de fericire. Oricum, faptul că s-a oprit la 10 de cupe e de bine. Să sperăm că se va alege varianta cea mai bună. Dar, repet, pentru cei care am spus că au o misiune mai mare decât s-ar putea să se fi gândit până acum, niște lucruri se întârzie tocmai pentru această misiune. În fine, vă rog, selectați-vă mesajele, pentru că nu toate sunt pentru toți cei care ascultați. Unele sunt pentru bărbați, altele pentru femei, unele pentru o anumită generație, da? Deci în trecut ați avut această speranță.
că veți merge către destinul vostru. Sper că o păstrați în continuare. Însă au apărut blocajele, suferința. V-ați luptat cu multe, cu foarte multe pentru manifestarea acestui destin. Dar face parte din creșterea voastră spirituală. În prezent aveți conflicte, trebuie să vă luptați ca să puteți să mergeți mai departe. 8 de bâte înseamnă călătorie, comunicare, comunicare intensă și are și o notă de speranță pentru că săgețile sunt în sus, are ceva săgetător. Bine, pot să fie și niște comunicări sexy pentru că l-ar putea reprezenta pe Eros, însă în această comunicare și dorință de a merge mai departe cu faetonul deasupra, iar apare o oarecare detașare emoțională, mai ales dacă înțelegeți că, vedeți, da, înțelegeți că niște blocaje, niște situații îngreunează oarecum sau amână sau încetinesc această întâlnire cu destinul, cu steaua. Dar voi știți că atunci când va fi momentul potrivit, vă veți întâlni cu cine trebuie. În viitor aveți puterea îndrăgostiții și 6 de monede. 6 de monede pentru mine reprezintă zodia Taurului, pentru că este Venus în semn de pământ. Bine, apare și o balanță, luați-o cum vreți. În viitor, veți fi pus să alegeți între două personaje. Ori între un semn de pământ sau o balanță, cum am zis mai devreme, și cineva cu marcaj puternic în semn de foc. Văd că revine. Alt mesaj. În viitor, tocmai pentru că aveți blocajele și amânările și nevoia de transformare emoțională, în viitor vă veți regăsi puterea. Chiar dacă treceți prin multe, tocmai pentru că treceți prin multe. Și ați trecut peștilor prin foarte multe. Și vorbesc de peștii care se străduie, care se luptă. Nu vorbesc de cei de categorie joasă, vorbesc de cei care, într-adevăr, fac ce este necesar. Nu mai spuneți că v-a înșelat un pește, nu mă interesează de acești pești. Vorbesc de oameni de bun simț. Vă recăpătați puterile. Eventual, unii chiar vă îndrăgostiți, de ce să nu zic și asta, și începeți să vă echilibrați și financiar. Pentru că meritați, pentru că ați muncit, pentru că ați rămas în picioare. În continuare, alte mesaje. Ce mai simt? Acum citesc pe vertical. Ați fost îndrăgostiți, ați iubit pe cineva cu marcaj în semn de foc. Dar au apărut conflictele. 5 de bâte țineți de casa 5 a leului. Clar că unii ați avut de-a face cu un personaj marcant, cineva cu planete puternice în semn de leu, în semnul leului. Și nu știu de ce. Dar simt că aceste lupte, acest personaj oarecum, dar v-a și învățat, oarecum v-a provocat capacitatea voastră de a spera, de a iubi, de a vă iubi, și de a manifesta acel 9 de monede, 9 de cupe, acea misiune specială pe care o aveți. Cineva v-a tot blocat, s-a tot luptat cu voi. Dar în această luptă, voi ați învățat să vă ridicați. Ați învățat să vă ridicați. Ați înțeles ce înseamnă ego, cum se manifestă el prin multele, multele situații prin care ați trecut. Ați înțeles ce înseamnă compasiunea când trebuie manifestată, când nu poți să manifesti tot timpul? Și când nu, când trebuie reținută. Pentru că puterea înseamnă și reținere și abținere.
Alt mesaj. Ați fost îndrăgostiți, ați sperat o poveste și a apărut prietenii voștri, prietenii lor și uite așa a apărut lupta pentru putere. Ego-ul. Ego-ul care poate să însemne frica. Frica de ce zice societatea, frica de aia, de ailaltă. Dar, repet, chiar dacă puterea înseamnă multe, totuși în viitor manifestați putere, transformare. E casa 8-a, e numărul 8. Transformare. Lecțiile acestea despre care am tot spus, variantele pe care le-am dat, toate v-au făcut și vă fac mai puternici. Acum, în prezent, încă mai aveți de luptat ceva pentru a căpăta încă o doză de putere care vă va aduce, dragii mei, către această poziție, către un suflet pereche, către întâlnirea cu sufletul pereche. Doamne ajută! Asta pentru că dacă ar fi să citesc, adică dacă ar fi, chiar este, chiar fac asta, să citesc pe vertical aceste cărți ca fiind prezentul, în prezent vă doriți intens, comunicați și gândiți. Și gândiți și comunicați despre o călătorie. Vreți să mergeți clar către destinul vostru, am zis, către stea, către vindecare, stea înseamnă vindecare, către speranță, să sperați să ieșiți din niște situații neplăcute despre care am mai vorbit și la început. Unii dintre voi vreți să mergeți către persoana dragă, persoana de care sunteți îndrăgostiți. Acum! Ar trebui să mai și clarific, să vedem ce este, de fapt, cu acest faeton cu 8 de monede, de băte și cu îndrăgostiți. Dar, în principiu, ar putea să fie și cineva cu marcaj în semnul racului, care își dorește să vină înspre voi și să vă întâlniți. Să intrați în această uniune a sufletelor perechi. Cineva care se gândește la voi. Și voi vă gândiți la ei. Dar, în primul rând, repet, trebuie să manifestați vindecarea voastră, transformarea sufletului, ca să vă puteți, să vă eliberați de greutățile din trecut, să vă puteți bucura de această întâlnire. În viitor, 9 de monede, nouă de băte, 8 de cupe și 6 de monede. Din punct de vedere financiar, începe să vă redresați. Începe să vă redresați. Deși vor fi niște probleme cărora va trebui să le faceți față, dar veți reuși să stați în picioare. Blocajele care vin, blocaje care țin de transport, de călătorie, mai ales dacă faceți comerț, că văd o balanță, sau, eu știu, va fi provocat jobul vostru, vor fi niște chestiuni, niște restricții, niște situații. Le veți face față și, totuși, 6 de monede e un semn bun, că vă redresați financiar, vă echilibrați. Însă la asta participă oarecum și detașarea voastră emoțională de situațiile negative din trecut, da? De emoțiile, cum am zis, gândul ăsta, dacă vă mutați, asta înseamnă transformare emoțională. Și cum te transformi emoțional, dacă, de fapt, gândul îți transmite emoțiile, da? Dacă nu, schimbând privirea, atenția către gândurile pozitive, către 9 de cupe, către ce ați fost cândva, pentru că la un moment dat v-ați îndepărtat de această stare de euforie, de speranță, de îndrăgosteală, de bine, de bine cu voi, pentru că ați fost provocați, da. Dar reușiți să stați în picioare, rezistați. 9 de bute, îl văd ca pe un personaj foarte rezistent. Blocați eventual pe cei care vă blochează și luați-vă această bătă, ia uitați. Sunt două personaje cu bute, da? Luați-vă bătea, luați-vă toiagul magic. Aveți un toiag magic. Da? Și mergeți către recăpătarea stimei, dragostei față de voi. Știu că sunt clișe oarecum, dar... Și că vă spun des lucrurile astea, dar știți că durează, după decepții, după lupte, după niște lucruri, durează. Ce mai simt? Interesant.
Simt că la un moment dat în viitor, cineva a blocat, cineva care v-a blocat și a plecat de lângă voi, să-și dorească să se întoarcă ca să se echilibreze balanța. La un moment dat. Simt că această reechilibrare să vină din partea cuiva care v-a blocat și care v-a întors spatele. La un moment dat să-și dorească, să zic acum, la un moment dat să-și dorească să echilibreze situația, să ofere ce nu a oferit la un moment dat. În perioada conflictelor emoționale și a exterioare. Dar ce îmi place foarte mult este că la un moment dat, într-un viitor apropiat, apare acest îndrăgostiți. Întâlnirea cu un suflet pereche care vă iubește, care vă adoră. Și ce frumos în aceste de cărți că sunt doi peștișori, da? Unul coboară, altul urcă. Chestia asta cu coborâtul și urcatul mi-aduce aminte de roata norocului. Iar lăsați stările negative și concentrați-vă pe cele pozitive ca să puteți atrage. Comunicați la drum cu cineva de care sunteți îndrăgostiți sau cineva la drum, acum văd faetonul, pe cineva care este la o distanță de voi, confirmă, să zic, de bute. Există un personaj la distanță care e îndrăgostit de voi. În cazul în care nu sunteți voi, da? Cineva e îndrăgostit în această poveste. Ia să vedem ce mai simt. În trecut, există un grup de pești care au blocat ei o persoană care simțea foarte intens pentru ei. Faetonul și nouă de cupe. Trăsurica, mașinuța. Dacă mașina, ca și concept de întâlnire, vă spune ceva, că e faetonul. Un personaj a dorit victorie cu voi. A fost absolut entuziast sau entuziastă. Și totuși, pentru unii pești, voi ați blocat acest personaj. Într-un fel sau altul, acest personaj era de destin. Ei, și faptul că i-ați blocat, vă dau și varianta asta, pentru că sunt multiple variante, a creat conflicte, încă mai creează conflicte. Încă mai creează conflicte interioare. Acest personaj acum, pentru că a fost blocat, v-a blocat și el și ea, v-ați blocat unul pe altul și ați ajuns să vă abțineți în a manifesta această dragoste. Dar simt că este o dragoste de destin asta, pentru că faetonul, repet, de fiecare dată merge către stea. Faetonul vrea victorie. În prezent se dorește victorie în această poveste de dragoste. Se dorește victorie, comunicare. Și ce mai înseamnă 8 de cupe? Înseamnă, dacă vreți victorie și comunicare și să vă echilibrați situația la un moment dat, va trebui să lăsați decepțiile din această poveste, blocajele, cupele coale pot să reprezinte chiar blocajele. Să nu vă mai gândiți la trecut, să nu vă mai gândiți la conflicte, să nu vă mai gândiți să rețineți, da? Să lăsați trecutul în urmă, cu alte cuvinte, ca să puteți manifesta această stare de euforie. Că voi ați blocat-o, că ei... Oricine ar fi făcut-o, simt că pentru unii v-ați blocat unul pe celălalt. Mai ales că a fost o luptă a egourilor. Care e mai puternic? Care e mai puternic, doamna sau domnul? Ființa umană sau ființa animală? Instinctul sau intuiția? Pe diagonal. Dacă vă lăsați în voia emoțiilor, pozitive, cum am zis mai devreme, puteți să mergeți să comunicați mai departe și să echilibrați, da? 6 de monede. Repet, poate să fie același personaj din trecut în caz în care v-ați blocat unul pe celălalt.
se poate ajunge la o redresare a situației. Se dorește în prezent comunicarea, călătoria este în prezent. Hai totuși clarificăm. Văd și 4 de monede. Pentru mine semnul taurului. Pentru mine. Ia uite, tot apare semnul taurului, deși n-am cerut nimica. Clarificăm 8 de cupe. Diavolul. Iar conflicte mentale, triunghiuri amoroase, magicianul. Cineva avea o casă în care se simțea epuizat și a încercat să vorbească frumos, plăcut și a creat conflicte. Ce este acest diavol? Poate să fie și frica de a alchimiza, de a transforma trecutul. Poate să fie cineva cu marcaj în Capricorn. Poate să fie egoul, cum am zis, egoul, că și Leu e egoul, egoul cuiva. Nu e obligatoriu diavolul să fie Capricorn, nu, dragii mei. Poate să fie orice zodie, inclusiv Leu, Scorpion, Taur. Absolut nu contează. Este egoul cuiva. Frici, încredere prea mare, obsesii. Ia mai clarificăm totuși diavolul mai democrate. Ce cu acel 8 de cupe și diavol? Democrate pentru peștișori. În prezent. Patru de spade. Pentru unii dintre voi, peștișori, voi încercați 8 de cupe să vă detașați de comunicarea cu cineva pentru că vă aduce conflicte. Cum am zis mai devreme, vă detașați un pic, schimbați gândul. Decât să intrați în gânduri și situații complicate, și asta vă dă putere în viitor. Și asta vă va atrage dragoste. Dacă reușiți să vă eliberați emoțional de niște situații presante, pentru că 8 este foarte intens. Este un bombardament erotic, da, pot să fie niște gânduri la distanță, erotice, pot să însemne foarte multe. Încercați să vă detașați, totuși semn de apă aș putea să vă citesc pe voi, dacă fiind aici. Dacă sunt niște conflicte, detașați-vă un pic, pentru că asta vă va aduce putere și echilibru financiar și întâlnirea cu cine trebuie. Unii dintre voi aveți totuși un Capricorn în preajmă, sau, da, în preajmă, și dacă situația e într-adevăr complicată, eliberați-vă un pic ca să ajungeți la acest echilibru, pentru că trebuie să decideți corect pe cine alegeți în dragoste. Oamenii cu care vă tot luptați, și clar cu diavolul este o luptă a egoului, sau oamenii care vă oferă gesturi, așa cum și voi oferiți. Cum mi s-a întâmplat mie, am făcut o înregistrare de curând, da? Cum mi s-a întâmplat mie ieri. Am făcut un gest frumos, l-am primit instantaneu. Așa este frumos ce se întâmplă. Și în relațiile noastre. Adesea le facem cu străinii, că nu ne interesează prea mult efectele. Cu ce apropiați mulți se rețin să împărtășească dragostea. Acest personaj, c-o fi Capricorn, c-o fi alt personaj, altă zodie, foarte intens, ca să nu zic musai toxic, are niște situații de rezolvat. Patru de spade. Trebuie să învețe să se vindece de niște decepții, trebuie să-și ordoneze mintea. Și din acest motiv este bine ca voi să vă detașați de acest personaj. Trebuie să vă detașați de el, pentru că încă nu și-a făcut temele. Acest personaj își dorește să comunice,
Drăgălaș, ai prea puțin spus. Intens, sexy. E atracție între voi și visează toată ziua. Visează toată ziua. Poate are și opțiuni. Asta. Iar, e variabil. Care opțiuni, că n-are opțiuni. Ideea este că visează la voi. Cu 7 de cupe și valetul de bâte, visează să facă sex, își dorește sex. Dar, atât timp cât nu este vindecat acest personaj, vă atrageți în viață o energie nu tocmai sănătoasă pentru 2020-2021, sincer. Eu zic să vă detașați emoțional de această poveste, oricare zodie ar fi acolo, și să vă concentrați pe puterea voastră, pe creșterea voastră, ca în momentul în care voi crește să vă atrageți această poveste de dragoste care vă echilibrează. Hai să și... Ia uite, s-a oprit aici, da? Vorbeam de diavol, de decepție, s-a oprit. Acest personaj trebuie să-și facă să-și facă dragoste, am zis. Să învețe să iubească asta, cu alte cuvinte. Vreau să zic să-și facă lecția spirituală, să caute, să-și găsească lumina printre minciunile în care a trăit. Da. Pe de-o parte nu arată, pe de-o parte nici nu arată ce atracție imensă are față de voi. Nu-și arată minte față de astfel de bâte. Minte. Nu vrea să arate cât este de atras. Dar când oamenii nu arată, când oamenii nu sunt sinceri, înseamnă că au o problemă. Trebuie să învețe ceva. Da? Trebuie să ajungă la trezire spirituală. Să vedem cine sunt îndrăgostiți ăsta. Ia să vedem noi cine sunteți voi îndrăgostiți sau sunt ei îndrăgostiți. Clarificăm îndrăgostiții. Nu mă interesează conflictele din prezent. Știți că sunt conflicte, ba cu unii, ba cu alții, ba ale lor, ba ale voastre. Toată lumea are conflicte. Ideea este să vă schimbați gândul către vindecare. Oh, ce frumos! Am zis că faetonul merge către stea. Asta e, măi. Măi, detașați-vă de lucrurile toxice ca să vă puteți, să fiți puternici, să fiți în autoritate, să fiți preîmpărați în preîmpărătese, să vedeți cu al treilea ochi că personajul din față nu este chiar cel sortit. Urmează să vină steaua și îndrăgostiții. Steaua și îndrăgostiții, la capătul setului de cărți, apar niște blocaje. Frici, emoții, frică de transformare. Pentru unii, rămâne de văzut în cât timp se va manifesta acest lucru. Acest personaj de destin este personajul care v-a blocat, care posibil în continuare vă blochează, pentru care niște frici, este teamă să se transforme. Văd scorpion, văd pești rac scorpion și văd semnul balanței. Doi de spade întotdeauna este semnul balanței, dacă nu știați. Personaj care aveți o comunicare profundă, dar pentru unii să fie și la distanță. Da. O să vindecați această uniune. În ce sens o să vindecați? O să se împlinească această uniune și vă va aduce vindecare. Domnule, ce este predestinat, este predestinat. De-aia zic, eliberați-vă de situațiile toxice care vă blochează, vă întârzie manifestarea sufletului pereche. Acum, chiar dacă voi vă eliberați, trebuie să se elibereze și ei, așa că uneori mai așteptăm și îi așteptăm și pe ei. Fără supărare pentru cei care m-au ascultat, sunt energia masculină divină și nu zic bărbații, energia masculină, că pot fi, pot fi femei care sunt în energia masculină. Energia masculină divină are nevoie urgentă de transformare și de vindecare pentru că numai prostii face. Din cauza acestei energii masculine divine nevindecate, se întâmplă câte se întâmplă pe pământ. De-aia v-a apărut acest nouă de monede, să intrați în energia feminină care vindecă, care e conștientă de misiunea sa, care știe, care anticipează, care aduce transformare într-un fel blând, nu prin războaie, nu prin virus, nu prin, da? Strategii
Nu prin lupte. Okidoki. Din cărțile intime a venit 3 de cupe. Întâlnirea cu sufletul pereche. Momente senzuale. Sexuale, senzuale mai degrabă. În care vă explorați unul pe celălalt. La capătul setului de cărți. Moartea și lumea. Puneți capăt amânărilor celor, ia uite, celor unei comunicări la distanță, un personaj la distanță sau un personaj mai distant, mai rece, cu care totuși aveți o legătură profundă. Dar lucrurile au mers foarte greu, au avansat extrem de încet. Puneți capăt, transformați această situație. Încerc, repet, detașați-vă ca să vină. Măi, de ce nu se concentrează? Detașați-vă ca să vină. Ei, între timp, or să vadă valoarea voastră în momentul în care voi reuși să transformați ce este de transformat. E o relație foarte intensă. E o relație foarte intensă. Dacă a fost un triunghi amoros, pentru că trei de cupe înseamnă și triunghi amoros, puneți-i capăt. Hai să vedem. Peștișor, soare, lună, Venus, ascendentul, nord în peștișor. Nu vă mai dau zodii, pentru că o să varieze foarte mult. Peștișori. Decembrie 2020. Energia intimă. Măi! Și la vărsător a apărut aceeași carte. Și vă și steaua. Probabil că este cineva cu planete. Nu zi musai semnul vărsătorului. Cu planete acolo. Sau nu musai cu planete. La acest tranzit dintre Capricorn, interesant, plecarea. E o plecare, poate să fie interesant cum vin mesajele, să fie și mișcarea lui Saturn, a lui Jupiter din Capricorn înspre vărsător, să zicem. Să zicem. Adică trebuie să zic, pentru că eu simt că are legătură și cu acea mișcare planetară. Este o pasiune mare, mare între voi doi. Dar trebuie să și alegeți. Pe de-o parte, iar apare steaua aici, da? Între personajul care vă este predestinat și personajul care vă leagă. Există două relații aici. Și eu interpretez în mai multe feluri. O relație în care voi sau ei sunteți legați. Aveți o familie deja. Și o relație în care sunteți liberi, dragii mei. Și ardeți în foc a două flăcări gemene. Nu e obligatoriu să fiți, evident, dar aveți libertate de exprimare și de creștere. Puteți să creșteți împreună, pentru că doamna se pare că e gravidă și atunci iar vorbim de creștere. O relație foarte tandră. Nu doar pasională. Și aici trebuie să alegeți doi de monede. Pe care? Cea karmică care vă leagă. Simțiți intens și simțiți intens și pentru cealaltă care vă eliberează, în care ardeți karma, ardeți karma împreună. La capătul setului de cărți aveți griji, griji, griji imense. Cum? Unii dintre voi iaute semn de aer pentru unii. Ceva nu este în regulă în această relație. Există un stres, există niște minciuni, niște lucruri ascunse, o detașare mentală, deși, în practic, trei de monede,
În practic, există o compatibilitate foarte bună, dar din punct de vedere mental, cineva se minte, se minte și încearcă să trateze această relație prea rațional. Acum revin la aceste cărți. Asul de băte. O nouă pasiune. Foarte intensă, pe care simțiți că vă aduce divinitatea îngerii, vă aduc această pasiune, această relație. Însă, până una alta, acum citesc altfel decât am citit mai devreme, până una alta, unul dintre voi nu știe cum să abordeze, în mod special bărbatul, nu știe cum să abordeze doamna. Doamna are idealuri. Uitați-vă cum se uită pe fereastră astea. Are idealuri. El ar încerca să o ademenească. Încă nu știe să o abordeze așa cum și-ar dori ea. Din acest motiv, ea stă cu spatele. Dacă ar discuta corect despre lucruri profunde, probabil că s-ar întoarce cu fața și l-ar îmbrățișa. Dar deocamdată e cu spatele. De-aia am zis că unii ați blocat ceva. Pentru că, deși această pasiune este ca focul pentru voi, vă frige. Dar focul știți că și creează. Unul dintre voi, mai ales bărbatul, nu vrea să iasă din zona asta de abordări practice. Ideea este că trebuie să vă ascultați intuiția, să ascultați îngerii. Parcă am mai văzut odată judecata, nu? Sau greșesc? Să anticipați, asta vreau să spun. Dacă vreți să aveți răbdare, aveți răbdare. Eventual, învățați cum să se poarte cu voi. Uneori, dragii mei, dragele mele, trebuie să le întoarceți și spatele ca să învețe cum să se poarte corect cu voi. În momentul în care le veți întoarce spatele, pentru o perioadă, blocați ceva, își vor asuma lecția. Dacă nu își asumă, nu se merită. Nu se merită. Însă, această pasiune, altă variantă, în momentul în care omul își face lecția, poate să renască din morți. Pentru că este judecata. Puteți renaște de acolo de unde v-ați blocat. Puteți renaște. Este un început care s-a împotmolit la început. Pentru că nu se știe alba-neagra, dreapta-stânga, ce se vrea. Și poate fi renăscută această relație. Dar deocamdată este stres, detașare mentală, autosabotaj, amânări. Deși ce frumos. Puteți avea. Da. Sunteți, de fapt, un personaj care merită foarte mult. 3, 3, e Marte, dacă sunteți peștișori de Marte. Meritați. Merita să fiți acolo, puși deoparte, la rană, nu la rană, pe tron. Însă, unii dintre voi v-ați obișnuit, cred că unii dintre voi v-ați obișnuit să faceți prea multe compromisuri. Acum, dragii mei, vedeți și voi cum vă separați mesajele, cum vă selectați, pentru că, repet, eu uite ce mult am vorbit, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao!